Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom începe un nou proiect și anume această găinușă care vedeți că este în spiritul apropiatelor sărbători de Paști. Pentru a lucra această găinușă eu am folosit firul acrilic, folosind un alt fir, bineînțeles, produsul final va avea alte dimensiuni. De această dată voi schimba culoarea și voi folosi culoarea bej. Apoi vom avea nevoie de un pic de roșu. Vom avea nevoie de melană pentru umplutură, acul pentru cusut lână, o pereche de ochișori. Dacă aveți cei cu șurubul de siguranță, foarte bine. Dacă nu, aceștia. Iar în cazul în care nu dispuneți de ochișori, puteți folosi două mărgeluțe. Apoi vom avea nevoie de fir despărțitor sau de clămiță și de croșet. Fiind un filat acrilic, așa cum v-am spus, eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Fiind prezentate materialele, vom începe lucrarea propriu-zisă și vom pleca cu un număr de 6 ochiuri de lanț din cercul magic. Deci cercul magic și vom face cele 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic și vom închide acest rând cu fir alunecat, după care, în corespondență fiecărui picioruș, vom face o înmulțire. Deci am făcut cu fir alunecat, iar acum vom începe înmulțirile propriu-zise. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte și apoi vom continua lucrarea. Vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt, vom pune firul despărțitor în ultimul picioruș din cele 12, deci un picioruș scurt, o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, în acest mod, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 18 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. Vom continua ultimul rând de mulțiri, 5 piciorușe scurte, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 42 piciorușe scurte. Din acest moment, obținute cele 42 de piciorușe scurte, noi vom lucra 5 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește, iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 5 rânduri.
Odată lucrate cele 5 rânduri de 42 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 25 de piciorușe scurte. Nu uitați de firul despărțitor. Deci am 1, 2 și vom continua până la 25. După ce am lucrat cele 25 de piciorușe scurte, vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț și vom număra un număr de 14 ochiuri de lanț, 14 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Noi vom intra în piciorușul cu numărul 15 și vom face un picioruș scurt. În felul acesta am delimitat. Aici va fi codița, iar aici e partea centrală a corpului. În momentul în care am terminat de făcut și aceasta, noi vom face un ochi de lanț și în corespondența celor 6 ochiuri de lanț vom lucra câte un picioruș scurt. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 și 6, după care vom face o scădere. Scăderea, în ce mod vom lucra? Vom intra exact aici, în acest picioruș pe care l-am lucrat deja, în următorul, deci vom lua părțile din fața fiecărui picioruș și vom face o scădere. Vom continua cu 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și cel de-al 12-lea piciorul scurt. Vom continua din nou cu o scădere. Și vom continua rândul următor. Vom începe din corespondența piciorușelor scurte de aici și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Vom continua cu o scădere patru piciorușe scurte 1 2 3 4 o scădere de 3 piciorușe, deci vom intra doar prin partea din față a următoarelor 3 piciorușe scurte și vom extrage firul, vom face deci o scădere de 3, continuăm cu 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 și vom face din nou o scădere și astfel am ajuns și la capătul acestui rând. De acum va fi nevoie să punem firul despărțitor pentru următoarele două rânduri, doamnele, ca să nu vă încurcați. Vom începe rândul următor cu o scădere. Deci, la începutul următorului rând va fi o scădere. Veți putea pune firul despărțitor. 4 piciorușe scurte.
cel de-al patrulea, o scădere, trei piciorușe scurte, 1, 2 și cel de-al treilea, o scădere din nou și ultimele trei piciorușe scurte pentru a ajunge la capătul acestui rând. 1, 2, 3. Continuăm. Ultimul rând. Vom scoate firul despărțitor de aici și vom face o scădere obișnuită, o scădere normală. Punem firul să știm unde am început. Două piciorușe scurte. 1, 2. O scădere. 2 piciorușe scurte. 1, 2. Acum vom face din nou o scădere de 3 piciorușe. 1, 2 și cel de-al treilea. Vom trage firul. Vom face și această scădere. După care vom lucra ultimele 2 piciorușe scurte. 1, 2 și am încheiat codița. Vom tăia firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să coasem. Vom închide codița cu acul pentru cusut lână. Între timp am pregătit acul, voi trece prin acest ultim ochi lucrat, iar apoi vom lua doar jumătate dinspre noi a fiecărui picioruș. Felul acesta. Iar aici vom strânge bine și vom închide lucrarea, dorind vom trece din nou cu acul prin corespondența piciorușelor. Ia uitați-vă ce bine s-a închis. Vom ascunde capătul de fir undeva dedesubt. Eu nu îl voi tăia, îl voi lăsa aici, pentru că va face de umplutură. Întotdeauna capetele de fire le folosim pentru umplutură în lucrările amigurumi. Și am ajuns la această parte. Acum vom continua. Am făcut un mic ochi de lanț. Ați văzut, am întors lucrarea, era la început așa, întoarcem în felul acesta pentru că va trebui să lucrăm începând cu această parte. Aici este colțul lucrării. Noi vom intra un picioruș mai înapoi, deci nu chiar aici în colț, un picioruș în urmă. Vom extrage acest fir și vom începe primul rând al corpului făcând un ochi de lanț, după care vom face o scădere de 3. Luăm în considerare aici primul picioruș, cel de-al doilea,
iar cel de-al treilea va fi primul din cele șase. Deci cel de-al doilea este exact cel din colț, cel de-al treilea primul din cele șase. Și am făcut scăderea. Apoi voi continua lucrând. Patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. Voi continua din nou cu o scădere de 3. Deci voi intra în primul picioruș. De aici. În piciorușul care este exact în colț. Voi face scăderea în felul acesta pentru a fi mai ușor. În primul picioruș de aici exact din colț și în următorul. Și astfel am făcut și cea de-a doua scădere. După care vom continua cu piciorușe scurte. Până la capătul rândului va trebui să avem un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi le vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am lucrat cele 24 piciorușe scurte, voi continua cu o scădere normală. Deci voi intra prin prima jumătate a primului picioruș. Azi este un pic în colț și nu reușesc să-l prind. Așa. Deci prima scădere. După care voi continua cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea. Voi continua din nou cu o scădere. Douăzeci și unu de piciorușe scurte. Am două și vom continua până la 21. Am lucrat cele 21 de piciorușe scurte. Acum voi face din nou o scădere. Sper că s-a văzut ceea ce am lucrat prima dată. Deci voi face o scădere. După care voi continua cu un număr de 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, deci continuăm 11, 4. După ce am lucrat cele 11 piciorușe scurte, vom face o scădere, o scădere normală. O scădere, apoi vom continua. Două piciorușe scurte, 1, 2, o altă scădere normală. Două piciorușe scurte, două piciorușe scurte, o scădere, și vom închide rândul cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Din acest moment vom pune un fir despărțitor în acest ultim picioruș și vom face două rânduri de câte 24 de piciorușe scurte, pentru că de jur împrejur avem un total de 24 piciorușe scurte. În momentul în care am lucrat cele două rânduri de câte 24 de piciorușe scurte, ne vom opri și vom umple cu melană lucrarea noastră, ceea ce am lucrat până acum. Vom umple bine. În felul acesta. Pentru că apoi va trebui să continuăm.
vom lucra. O scădere normală. Vom pune clămița despărțitoare, firul despărțitor, după care vom continua cu două piciorușe scurte, 1, 2, o scădere, și apoi piciorușe scurte până la sfârșitul rândului, deci până unde avem clămiță despărțitoare. În felul acesta am obținut 22 de piciorușe scurte de jur împrejur. Următorul rând vom lucra piciorușe scurte fără să scădem. Deci vom face 22 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 12 piciorușe scurte. Aici este primul, punem firul despărțitor. Deci 12 piciorușe scurte. 2. După ce am lucrat cele 12 piciorușe scurte, vom face o scădere normală, apoi vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Și în modul acesta am obținut un număr de 21 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 21 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua rândul următor lucrând 12 piciorușe scurte. 1 și cel de-al doilea și vom continua până la 12. 3. După ce am realizat cele 12 piciorușe scurte, vom face din nou o scădere și piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Și în felul acesta am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Rândul următor vom lucra cele 20 de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci 20 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 12 piciorușe scurte. Deci avem 2 și vom continua până la 12. După ce am lucrat cele 12 piciorușe scurte, vom face o scădere și vom încheia rândul cu piciorușe scurte, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 19 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 19 piciorușe scurte. Avem 2 și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. 1, 2, o scădere. O scădere în mod normal. Și până la sfârșitul rândului vom continua cu cele 15 piciorușe scurte care ne-au rămas. Astfel, la sfârșitul rândului, în total vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte. Deci, fiecare picioruș așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Între timp eu am umplut cu melană gâtul găinușei, iar acum vom lucra pe întreg acest rând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Deci întreg rândul vom lucra în acest mod. Un picioruș scurt, o scădere. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului, nu uitați de firul de siguranță și ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru a continua. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom continua din nou următorul rând în același mod, un picioruș scurt urmat de o scădere și astfel vom încheia gâtul și capul găinușei. Deci
Pe întreg parcursul rândului vom lucra un piciuruș scurt urmat de o scădere. Eventual, dacă este nevoie, să fiți atente, să mai adăugați un pic de melană, să fie bine umplută lucrarea, pentru că apoi nu veți mai reuși să umpleți. Iar noi ne întâlnim la... De fapt, nu, voi continua împreună cu dumneavoastră, în felul acesta. Acum voi face ultimul picioruș scurt și ultima scădere. După care voi umple și eu un pic cu melană și voi scurta firul pentru a coase și această porțiune de lucrare. Am lăsat firul un pic mai lung. Vom închide lucrarea în același mod cum am închis și la codiță. Vom intra în prima jumătate a fiecărui picioruș cu acul. Vom strânge bine, iar apoi vom ascunde acest capăt de fir, de desubt îl vom pierde undeva, în modul în care să dăm siguranță lucrării. Mai bine și vom scurta acest capăt de fir. Deci cea mai mare parte a proiectului nostru este realizat. Acum vom trece la părțile componente. După cum vedeți, găinușa stă singură în picioare. Trebuie doar aranjată bine. În felul acesta. Vom continua cu aripile. Pentru aripi, în cercul magic, mai întâi voi face un ochi de lanț cu care mă voi ajuta să închid lucrarea, după care voi continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 2 3 4 cel de-al șaselea. Voi închide cercul magic, strângem bine, voi închide rândul cu fir alunecat, iar apoi voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Deci am făcut 5 ochiuri de lanț. Din acest moment mă voi întoarce în jos pe fiecare ochi de lanț cu picioruș scurt. Deci avem 2, 3, 4, iar cel de-al cincilea îl vom face în ochiul, în piciorușul imediat următor, în cercul magic. Și voi întoarce lucrul în felul acesta. 1, 2, 3, 4. Din acest moment voi începe nu din primul picioruș de aici, ci din cel de-al doilea și voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrarea în felul acesta și mă voi întoarce în jos, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, cu piciorușe scurte pe fiecare ochi de lanț care l-am la dispoziție. 3, 4. În felul acesta creiem aripioarele, care vor fi un pic mai deosebite.
jos aici, în corespondența ultimului picioruș, voi lucra și în acesta și apoi voi intra din nou în piciorușul următor din corespondența cercului magic, voi face din nou un picioruș scurt, voi întoarce lucrarea și mă voi întoarce din nou în sus cu piciorușe scurte, începând din cel de-al doilea, deci nu de aici din primul picioruș, din primul ochi, din cel de-al doilea ochi. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iar acum din nou voi întoarce lucrul în felul acesta și începând din corespondența celui de-al doilea picioruș, voi face piciorușe scurte până în jos, exact în modul în care am lucrat până acum. Deci aceasta este una dintre aripi, vom face două identice, încet, cu grijă. Am ajuns la bază. Face ultimul picioruș aici, penultimul de fapt, iar ultimul îl voi face în următorul picioruș din cercul magic, iar aici voi scurta firul și voi închide lucrarea, să lăsați o porțiune de fir mai lungă pentru că va fi nevoie să coasem în felul acesta. Astfel vom realiza două aripi, două bucăți. Am ascuns capătul de fir, l-am tras în spate, în felul acesta. Deci două vom realiza astfel. Acum vom realiza codița. Am făcut un ochi de lanț cu firul. Voi intra aici în corespondența punctului unde am închis codița și voi extrage acest ochi de lanț, pentru că va fi foarte simplu să facem și această codiță și vom pleca 1, 2, 3, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, mă voi întoarce în jos piciorușe scurte. Deci 1, 2, 3, 4, avem 4, pentru cel de-al cincilea vom intra în corespondența lucrării propriu-zise. Voi face pe cel de-al cincilea, mă voi ridica în sus, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț, mă voi întoarce în jos cu piciorușe scurte, așa cum ați văzut până acum, 2, 2, 3 și ne întâlnim la bază, deci facem piciorușe scurte. Am ajuns la baza lucrării, voi face ultimul picioruș scurt, voi trece din nou prin lucrarea de bază cu croșetul, voi face un picioruș scurt și mă voi ridica din nou în sus cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și voi coboră din nou cu piciorușe scurte așa cum ați văzut. Deci foarte simplu de făcut și codița și mult mai de efect decât alte tipuri de codiță. Bineînțeles, dacă doriți aceasta, puteți să o faceți în culori pastelate, în modul în care doriți dumneavoastră. Deci am ajuns și aici, la ultimul picioruș.
unde voi scurta firul și îl voi ascunde cu acul. În felul acesta. Același mod va fi și pentru a realiza creasta. Deci eu voi ascunde cu acul aceste capete de fire și uitați-vă că am făcut și codița. Am aplicat deja prima aripioară, după cum vedeți. Puteți să o aplicați fie mai în față, fie mai în spate, în funcție de preferința dumneavoastră, iar apoi această parte voi aplica pe cea de-a doua. Să fiți atente în momentul în care le aplicați să corespundă, să nu fie în mod divers, vedeți, în felul acesta, să fie în aceeași direcție. Le vom coase singure și aripioarele. Acum vom face ciocul, voi da un pic deoparte, după cum puteți vedea este diferență între găinușe, deoarece chiar dacă sunt lucrate din fire acrilice, au grosimi diverse și astfel găinușele au mărimi diverse. Deci în cercul magic voi pleca cu primul ochi de lanț care nu se numără, voi face 4 ochiuri de lanț, 4 piciorușe scurte, scuzați, 1, 2, 3 și cel de-al patrulea, voi închide cercul magic, voi închide rândul în primul picioruș și voi continua apoi lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Deci, apoi la sfârșitul rândului, dintr-un număr de 4 piciorușe scurte, noi vom avea 6. Deci, voi face un picioruș scurt, urmat de o înmulțire în următorul. Un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Deci în acest moment am obținut 6 piciorușe scurte. Vom întoarce lucrul în felul acesta, vedeți, pentru a fi în formă. Și voi face un rând de 6 piciorușe scurte cu care voi închide și cioculețul. 2, 4, 5 și cel de-al 6-lea picioruș scurt. Vom scurta firul și vom închide lucrarea. Vom lăsa o bucată de fir mai lung să-l putem coase apoi ciocul. Nu este nevoie să fie umplut, deoarece este foarte stabil, este scurt și stabil în același timp. Vom ascunde acest capăt de fir în modul în care să nu se vadă unde am închis. Vedeți? În modul în care aici să se prezinte cât mai frumos. Înainte de a aplica cioculețul și ochișorii, vom face creasta. Am făcut deja un ochi de lanț. Voi intra aici pe mijloc, unde am închis căpușorul. Voi intra pe mijloc, voi extrage acest ochi de lanț și voi face exact ca la codiță. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Mă întorc în jos cu piciorușe scurte. 1, 2. Chiar aș fi curioasă dacă vă place această metodă. 3.
lucrurile, apoi voi intra, ne uităm cu atenție, așa, voi intra un pic în spate, în felul acesta, voi face un picioruș scurt și mă voi ridica în sus cu 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De data aceasta voi întoarce lucrul în felul acesta și voi coborâ cu piciorușele scurte, nu pe partea din spate, pe partea din față. În felul acesta creasta va fi o parte la stânga, o parte la dreapta. Deci, pe partea aceasta vom coborâ. Simplu. Dacă vă place, așa cum vă spuneam, această metodă, vă rog să-mi lăsați un comentariu, să-mi scrieți dacă v-a plăcut. Iar aici voi face, voi închide cu un fir alunecat, după care voi scurta firul și capătul de fir, capetele de fir, le voi ascunde de desubt, în modul în care acestea să nu se vadă. Și apoi să dăm stabilitate lucrării. Vedeți cum este creasta, o parte la stânga și o parte la dreapta. Eu voi închide, voi ascunde capetele de fire. Uitați-vă cum se prezintă. Și ne întâlnim să terminăm această găinușă. Nu ne-a rămas decât să coasem ciocul și apoi vom aplica ochișorii. Deci îl vom coase, îl aranjați în modul în care să fie a distanța corectă și vom continua singure. Este, mă laud eu singură. Mă laud eu. Așa. Deci vom coase. După ce terminăm de cusut ciuculețul, va fi nevoie să ascundem și acest capăt de fir. Modul în care să fixăm bine. Așa. Și nu ne rămâne de acum decât să aplicăm ochișorii. Voi ascunde capătul de fir. Eu sper mult să vă placă ceea ce am realizat pentru dumneavoastră, în mod special pentru doamnele începătoare, pentru doamnele care sunt la primele arme și ar dori să lucreze ceva pentru, voi scurta aici firul, pentru Paște. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Acum eu voi lipi ochișorii pentru că sunt din aceștia. Vom fixa în modul în care să-i dea o frumoasă imagine, să-l pun cu fundul în sus. Așa. Și voi aplica și pe cel de-al doilea. Această găinușă poate fi frumos așezată pe masa de Paști cu câteva ouă vopsite în jurul ei sau în panerul cu ouă. Eu foarte mult sper să vă placă.
Deci cam atât am dorit să vă prezint astăzi. Deci parcă îmi pare că asta este un pic cam cu ochii încrucișați. Ah, în sfârșit. Atât am dorit să vă prezint. Închei ca întotdeauna cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. La revedere, vă salută Tatiana!